Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Fanyo, mentalistul! Oh! Mentaliști, frate! Te influențez, te influențez! Salutare, bună seara, bine v-am găsit! Eu sunt Fanyo și sunt hipnotist, nu mentalist. Ca să corectăm... exact, de asta era vorba. Și dorești relaxezi. Exact. Mentaliștii, hipnotiștii, mentaliștii se iau foarte în serios. Deci când te duci la facultatea de mentalistică, prima oară trebuie să exersezi privirea, știi? Deci tu intri așa cum mă uit la tine și după aia, prin anul 2... Nu au exact asta de aia. Am venit în seara asta să fac o chestie interesantă, cred eu, pentru voi și pentru asta o să am un invitat special. O să am un om pe care îl cunoașteți. Îl îndrăgiți foarte, foarte tare. A mai fost aici, așa că să intre în scenă Andrei Ungureanu, omul cu Tourette. Opa! Salut, ce faci? Bine, bine. Vă să știți că am emoții încă. De ce? De prost. Băi, uite-te încoace. N-am fost eu stâlp de înaltă tensiune pentru tine de când ai venit aici? Ei, nu. Zi! Ai fost. Mulțumesc! Păi, suntem o echipă. Da, bun, gata. Hop. Uite, ca să rezolvăm chestia asta cu atacul de panică, o să îl băgăm în transă să vedem ce putem face acolo. Bro, dă-mi un scaun că pic, dacă nu. Andrei, ești ok? Eu m-am speriat un pic, acolo nu știa că era parte din act, dar chiar la un moment dat părea că... să n-aibă om o problemă, nu știu. Care om? Andrei, mă. Andrei, când ești pregătit? Ceapă. Hop. Zi dacă ai nevoie de ceva, Andrei. Nu, am nevoie de un creier nou, știi, atât. Cred că rezolv eu parțial chestia asta. Uite, vreau să te la Delia acolo. Îți place Delia? Fixează un punct. Unde vrei tu? Bă, un bărbat sincer! Luați-vă câte doi acasă! Fixează acolo dacă vrei, dacă te relaxează. Inspira acum adânc. Da. Expiră. Așa. Și dormi. Dormi și dă-ți voie să te duci mai adânc. Mai adânc într-o stare de relaxare extrem de plăcută, extrem de profundă. Îți voi doar să simți cum efectiv corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. O să număr de la 5 la 1 cu fiecare număr. Vreau doar să dublezi această stare, să te simți foarte, foarte bine și relaxat. 5, 4, 3, 2, 1, 50 de mai relaxat. Excelent, și te simți foarte, foarte bine. Ca și cum ăsta e singurul tău scop. Într-un moment o să număr de la 1 la 3. La numărul 3 o să vreau să deschizi ochii, simțindu-te foarte, foarte bine, dar fiecare sugestie pe care ți-o ofer o vei prelua ca atare. Mai mult decât atât, atunci când voi da mâna cu tine, inevitabil toate acele ticuri, toate acele probleme, toate acele lucruri pe care le aveai până astăzi vor fi complet eliminate, definitiv, și te vei comporta ca atare. Vei fi practic un om normal. Dă-ți voie doar să lasă să se întâmple acest lucru. 1, 2, 3, sus, deschide ochii. Hei, ce faci? Cum ești? Numai dacă a scăpat de la, e fenomenal. E cea mai tare dovadă că hipnoza... Ce monstru? Ce faci, Andrei? Ok. Ok? Tu ești confortabil acolo? Tu te simți ok? Ești ok? Cred că da. Ești bine? Eu sunt ok, sunt relaxat, dar mi-aduc aminte, eu am intrat foarte stresat pe scenă. Ți-e frică că nu poți controla lucrurile? Nu. Nu. Care ți-e teamă? Adică care ți era teamă? Care a fost... nu știu, eu am intrat emoționat pe scenă deja, nu știu. Știu că tu te-ai remarcat la TV cu niște chestii, erau, cum se chemau alea? Nu știu despre ce vorbim. Ce faci tu pe YouTube, pe TikTok, pe astea, ce faci? Filmezi. Ce filmezi? De asta de gătit, bucătărie. Da, dar în timp ce gătești acolo, făceai niște mișcări, niște chestii. Se numea cumva chestia pe care o aveai tu. Nu cred. Nu mai are, bă. Vrei să-ți aduci aminte? Dă una. Ți aduci aminte acum? Ce era chestia pe care aveai tu, cu care te... Tourette. Tourette? Deci mai devreme parcă ai spus că nu știi de așa ceva. Deci e că doar gătești. Și gătesc, da. Se numește Tourette versus gătit. Dă mâna din nou cu mine. Deci ce ziceai că aveai tu? Erau niște chestii pe care le foloseai tu. Acele ticuri sau cum sunt. Dar ai avut vreodată vreo problemă? Problemă de ordin medical, să-i spunem, sau vreo afecțiune? De când te știi până astăzi? A uitat că are sindromul Tourette. Wow! Și de ce mă las așa? Eu așa știu că tu te-ai lansat pe TV, pe YouTube, pe TikTok cu niște chestii. Stand-up. Ce? Stand-up. Nu altceva. Nu altceva nimic. How does he control himself? Dă mâna. Deci? Despre ce făceai tu videoclipuri, chestii, despre gătit. Drum pe care l-ai tu. A, de Tourette. Am înțeles. După cum vedeți, mintea lui acum a fost setată că la acest trigger, atunci când dau mâna cu el, auleu, să uite că a avut acest sindrom, să dispară absolut orice tic. Și dacă vrea cineva... Bordea, dacă vrei să începi, să vezi... Stai că eu îți confuz. Dar lasă-l așa, dacă tot îl scapă om de o chestie. Dă noroc cu el și lasă-l, nu mai. Bine ai venit. Fii atent, frate. Vezi că mă bagi în panică, ce faci? Ia relaxarea asta, vezi? Ei, fii atent. Totul e în mintea ta, înțeles? Vezi că el s-ar putea să-i dea prostie, mai e o chestie. Ok. Să nu-i dea de la el. Deci, tu acum ai ticuri, da? Bun, fii atent. De când mă știu. Ai ticuri de când te știu. Ia dă mâna. Ai ticuri? Ce-s alea? Da, stai. Bă, ce trigger avea, stai așa. Stai, cum era? Da, puteți să testați. Ăla, Ionuț. Ionuț! E timpul. E timpul! Nu înțeleg. Cu farine. Să vă fie de bine, da? Ce ești, Maric? Trebuie asta? Andrei? Aoleu. Nu vrei să te relaxezi și tu? Nu mă relaxez, nu vreau. Nu vreau. Eu am trecut prin mentalistică de asta. Eu am mai fost de asta. Pe mine mă sperie lucrurile astea, frate. Îi bagă într-un film, îți ia energie. Asta face, îți ia energie, înțelegi? Putem să facem o chestie, m-am gândit la o treabă. Putem să încercăm și cu publicul. Am putea să aflăm, de exemplu, câte persoane sugestibile sunt în acest moment aici. Și chiar și cei de acasă cred că ar putea să participe la chestia asta. Și dacă vrea cineva să participe, am să vă rog să țineți picioarele pe podea, ambele picioare pe podea. Cine vrea să facă chestia asta, cine vrea să simtă ce înseamnă o transă hipnotică, ok? Eu vreau să fac ce înseamnă o transă hipnotică, eu țin picioarele. Ține picioarele. Eu clar nu vreau. Nu sunt de acord cu aducerea în platou a hipnotiștilor. Ei împrăștie o energie malefică. Mâinile pe picioare și vreau să priviți la mine. Inspirați acum adânc. Expirați și dați-vă voie să vă relaxați. Și aș vrea să priviți centrul ecranului acum. Pe măsură ce priviți acel ecran, vreau să simțiți cum efectiv corpul vostru devine din ce în ce mai moale, ca și cum ați fi o cârpăudă care cade pe jos și atunci când atinge podeaua, devine extrem de relaxant. Ei au râs că au auzit cârpăudă. Ați râs că ți-au zis cârpă udă, v-a făcut cuvântul ăsta să râd. Concentrați-vă la mine, că altfel... Măi, uitați-vă în punctul ăla acolo. Doamne ferească. Mă atac era că aia care merg la filme de groază și vorbesc în continuu, că-s p***i de sperietură. Acum vine. Ia uite-o pe sorta, să moară fabele aia, deci asta seamănă cu sorta aici pe la cap. O, ia uite-o mă, dați-vă voie să simțiți cu fiecare expirație cum efectiv corpul vostru se lipește de locul pe care stați. Am văzut o imagine. Da. Ce e, mă, ceva un scaun, cineva care stă pe un scaun. Deveniți o statuie, se sudează, se lipește cu fiecare respirație. Eu o să număr de la 5 la 1 cu fiecare număr, dublați această senzație. 5, 4, 3, 2, 1. Complet lipiți, complet relaxați de locul unde stați. M-a luat. Încași și te relaxezi. Dom'le, acest număr mi-a distrus ziua. eu fiind sensibil, empatic și alte chestii, am fost deturnat de la scopul zilei. N-am reușit să mai îndeplinesc misiunea sfântă de jurat la Ai Umor. Am căscat în continuu. Atunci când veți încerca să vă ridicați, efectiv vă veți lipi complet, total de acel loc. Încercați să vă ridicați acum. Okay, bun. Uite-o că au paralizat o parte. Bravo. Voi v-ați lipit de scaun? Bă, glumă, neglumă, m-a lovit un somn. Fără glumă. Nu trebuia să-mi lipesc picioarele de podea. Eu plumbu și acum le simt în... Asta bine, cei drept sunt și foarte... Sunt foarte greuțe. Andrei, sus ochii? Andrei, sus deschid ochii? Plin de energie? Vă faceți? Salut, ce faci? Respirație gură la gură, că vă cam murit. Ce faci? Cum te simți? Se pare că a revenit la normal, dar cred că putem să rezolvăm, nu-i așa? Dai mâna cu mine? Salut! Salut! Și putem să lăsăm așa, dacă vrem. Aplauze pentru Andrei. Mereu vă mulțumesc că ați fost martori la acest experiment.